mail din cadrul serviciului, mai precis 2, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană de sex masculin în vârstă de 30 de ani din municipiul Buzău comite infracțiunea de proxenetism. Acest tânăr, începând cu anul 2014, a racolat o tânără care în acest moment are vârsta de 25 de ani și a determinat-o să se deplaseze pe teritoriul Marii Britanii, unde să se prostitueze și cu banii obținuți să conviețuiască. Acest lucru l-a făcut până în luna decembrie 2019, dar în cursul anului 2019 a cunoscut pe cea de-a doua tânără, care în acest moment are 23 de ani, ambele fiind din municipiul Buzău, și a determinat-o și pe aceasta să deplaseze pe teritoriul Elveției, Germaniei, Marea Britanie, unde la fel să se prostitueze. De pe urma acestei activități, tânărul și-a achiziționat un apartament în municipiul Buzău, mai multe autoturisme, iar el dimineață au fost efectuate două percheziții domiciliare, atât la locuința lui cât și a părinților lui. Iar din locuință, dintr-una dintre locuințe, a fost ridicată suma de 10.500 de euro și mai multe bunuri, înscrisuri, care ne ajută la materialul probator. În urma activităților desfășurate ieri, față de persoana de sex masculin, a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezent la parchetul de pe lângă judecătoria Buzău cu propunere de arestare preventivă.